Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la rubrica Meteo. Se anunță o săptămână cu vreme închisă, precipitații în mare parte din țară, precipitații care în această noapte se vor semnala în zona montană și vor fi predominant ninsori. În nordul, centru și nord-estul teritoriului vorbim despre precipitații mixte, în timp ce în sudul țării vor fi ploi. Vântul va avea intensificări în sud-estul țării, sud-vestul Olteniei, dar și pe crestele montane, iar temperaturile se vor situa ușor peste cele normale pentru această perioadă. Minus 3 grade în Miercureaciuc, 0 grade în Sibiu, Brașov și Cluj-Napoca, minus 1 grad în Oradea, dar și în Galați. Mâine vremea se păstrează închisă în toată țara și temperaturile vor fi normale pentru a doua decadă a lunii decembrie. Precipitațiile se vor semnala cu precădere în regiunile intracarpatice, dar și în restul teritoriului, însă pe arii mult mai restrânse. Vor fi în prima parte a zilei precipitații sub formă de ploaie, care ușor-ușor se vor transforma în lapoviță și ninsoare. La munte vorbim despre ninsori. Temperaturi începând de la 1 grad în Miercureaciuc și până la 6 grade în Craiova, 5 grade în Timișoara, 2 grade în Sibiu și în Brașov, în timp ce în Iași și Galați maximele zilei vor fi cuprinse între 3 și 4 grade. Vântul va continua să aibă intensificări pe litoral, în zona Carpaților meridional și occidental, dar și în sud-vestul teritoriului. În capitale, la noapte, cerul va fi acoperit de nori, se vor semnala precipitații, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minima va coborî până la 0 grade. Mâine ne așteaptă o vreme închisă, cu o maximă de 3 grade. Cerul va fi acoperit de nori, în prima parte a zilei vor fi ploi și trecători. Se vor semnala și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte, o vreme rece pentru această perioadă. Vorbim despre ger dimineața și noaptea, dar și pe parcursul zilei în zona Carpaților Orientali. Minus 10 grade se vor înregistra în Ceahlău, minus 4 grade în Sinaia, în timp ce în Predeal și Poiana Brașov, minus 3 grade va fi maxima. Vorbim despre ninsori pe tot parcursul zilei, dar și intensificări pe crestele montane. Miercuri, o vreme normală din punct de vedere termic, precipitații vor mai fi în zonele intracarpatice, precipitații mixte, adică lapoviță și ninsoare. Temperaturi de până la 1 grad în Miercureaciuc, 4 grade în Timișoara, în timp ce în Craiova se vor înregistra 6 grade. Joi, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare, vor fi ninsori în nordul, nord-estul și centrul teritoriului. Vântul va continua să aibă intensificări în zona montană, iar temperaturile vor porni de la 0 grade în Miercureaciuc și vor atinge cam 6 grade în Constanța, în timp ce în sudul teritoriului, dar și în vest, vorbim despre maxime de până la 4 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Viviana Sposup și vă doresc o seară minunată!